exemplu dați cetățenilor sfidând legea dumneavoastră în calitate de fost președinte de țară? De exemplu, de maturitate politică, necătând la cei care astăzi vremelnic cu pat fotoliu în poziție, în Parlament, și îți bat joc de popor și de memoria acestui popor și de victoria care a fost dobândită cu atâta trudă și cu atâtea jertfe omenești. Să vedeți reacționa dacă veți fi amendat? Asta e o treabă, nu azi și noi aici. Dar veți plăti amenda? Și s-a spus că asta e o treabă și noi aici și noi nu mă clarificam. Domnule Voronin, dar cât ați cheltuit astăzi pentru organizarea acestui marș? Da. Nimic. De unde bani? Nimic, oamenii au venit. Oamenii au venit de sine stătător. Ești provocat. 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 Ești provocat.